Crezi că oamenii care dau comentarii de hate au dreptate în privința ta? Au zis de noi că suntem rele. Ai vreo echipă de la America Express care nu-ți place? Cu care să încep? A fost ceva între tine și Aris Yeram la America Express? Eram în bustiere și în pantaloni scurți. Regreți că ai fost cu mine în America Express? Am avut momente mai multe în care m-am supărat pe ea sau am înjurat-o în capul meu. Ai vrea ca Alexia să-ți fie cumnată? Wow, ce întrebare ciudată! Ei, o să uite, sunt Sherry Maff aici alături de Octavian Examinatorul, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Testuri Poligraf, unde separăm adevărul de minciună și minciuna de adevăr. Și astăzi avem o premieră pe acest canal. Pentru prima dată la Testuri Poligraf nu avem băiat-băiat sau cuplu băiat-fată, ci avem două fete, în aplauzele dumneavoastră, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, o prietenie care este de 7 ani, dacă înțeleg bine. V-ați cunoscut la un festival, a doua zi v-ați povestit viața la o cafea și de atunci sunteți best friends, basically? Da. Sau asta poate este una din întrebări. Este. Ești pregătită, Laura? Sunt pregătită. Ești confortabilă pe acest scaun? Sunt confortabilă, dar mă simt atât de inconfortabil. Parcă am făcut ceva rău deodată și mi se pare că trebuie să-mi dovedesc nevinovăția. Ești pregătită cu întrebările, da. Sânziana? Sunt cel mai pregătită. Laura, ți-a plăcut de mine când ne-am cunoscut prima dată? Da. Este sincer. De ce? Te știam așa de pe net și mi se părea că ești o femeie foarte interesantă, foarte inteligentă, foarte frumoasă. Am emoționat. A fost ceva între tine și Aris Yeram la America Express? Nu. Este sincer. Nu cred! Bine, ți-ai ținut respirația. N-a fost nimic acolo. Dacă ar fi fost ceva după, a fost după, dar acolo nu a fost nimic. A fost dacă a fost acolo. Ai întrebat dacă a fost la America Express? Am zis că nu. Ai vrea ca Alexia să-ți fie cumnată? Nu. Aici. Minți. Mint? Că am stat să mă gândesc sau de ce? Minți pentru că minți, adică minți. Deci nu m-am gândit la căsătorie sau la ceva serios vreodată. Dar Mario Fresh ai vrea să-ți fie cumnat? Cum? Păi cum adică? Păi prin asociere. Nu! Este sincer. Interesant. Eu care nu m-am uitat la America Express și de asemenea trebuie să vă dezvăluim faptul că noi filmăm înainte ca America Express să se difuzeze, deci habar n-am, dar va fi postat după, habar n-am care a fost toată idila acolo, dar ceva este. Deci eu simt de aici că ceva este și n-am nevoie de acest aparat care să-mi spună, deci se simte. Bun. Ai vrut vreodată să nu fii atât de înaltă? Nu. Este sincer. Sunt foarte ok și mi se pare că cu înălțimea mea și cu felul în care arăt și pentru că am avut foarte multe oportunități odată cu înălțimea mea, cariera în modeling și așa mai departe, n-am văzut-o niciodată ca pe ceva negativ. Ai fost vreodată geloasă pe mine? Nu. Este sincer. Mamă, deci chiar sunt foarte sinceră, aproape la tot. Păi, cine spunea, mă, că fetele mint mult? Ia uitați-vă câtă sinceritate este aici în platou. Chiar nu a fost. Crezi că oamenii care dau comentarii de hate au dreptate în privința ta? Nu. Da, era întrebare? Da. Eu credeam că Octavian, te rog frumos. Eu credeam nu că era o constatare. Crezi că oamenii care dau comentarii de hate au dreptate în privința ta? Nu. Este sinceră. La întrebarea e foarte... Cred e vagă? Că vrei, e vagă, unul care e vagă. Și doi, am în dreptate în privința... Adică, ce au spus? Ce spun oamenii care dau hate? Despre, eu nu știu ce hate primește Laura. Au zis de noi că suntem rele. De amândouă, de fapt, dar mean cred că... Mean girl vibes, așa? Da. Da, că suntem rele, că suntem parșive, că suntem... Dar nu am fost. Adică nu e bazat pe nimic, e doar, nu știu de ce, să zic sincer. Că suntem fete, pur și simplu că suntem fete. Sunt niște comentarii misogine, dacă mă întreb pe mine. Ai mai merge încă o dată cu mine în America Express? Da. Din nou sincer. Oh. Deci cât am avut o minciună până acum, Laura, o singură minciună, incredibil. Poate eu sunt mai mincinoasă. Abia aștept să văd, deci abia aștept să vii tu aici, abia aștept. Dar cea mai groaznică chestie, cea mai nașpa chestie pe care ai trăit-o în America Express? Da, pentru mine a fost proba cu biserica cea mai grea. Ce era proba cu biserica? Mă, trebuia să mergem într-o biserică de la începutul până la finalul bisericii, nu știu, 100 și ceva de metri în genunchi.
Într-o biserică în care oamenii se rugau stânga-dreapta, se rugau real. Și noi eram pe acolo pentru un show cu niște camere în față și mi s-a părut așa, cumva o ofensă la adresa oamenilor care se rugau real și sincer. Și noi eram acolo pentru un show. Da, era o înțelegere făcută cu biserica. Dar... Și am înțeles că e o tradiție în care tu te chinui foarte tare, te căiești de tare pentru păcatele tale, încât faci acest drum în genunchi care este foarte dureros și foarte... De izbăvire, era ceva așa. Normal, dar de izbăvire, doar că noi fiind într-un moment în care era o zi foarte călduroasă, eram în bustiere și în pantaloni scurți și a fost un moment ăsta în care eu am acest habit în care nu pot să mă abțin în momentele inconfortabile și ea plângea atât de tare și eu râdeam atât de tare și... Uite, m-a sucut și pe mine să mă iau emisiunea acum. Hai, uite-te! Hai, acum uite-te! S-a terminat, da. Să mă uit, atenție, Octavian, nu mă duc în America Express. Nu n-ai merge? Mamă, deci cred că ți-ar... Băi, hai să luăm cu începutul, de ce nu m-aș duce, da? Condiția mea fizică nu e una wow, probele fizice sunt grele acolo. Doi, timpul pe care petrec acolo e foarte mult. Cât? Două luni, adică mult, e mult. Da. Așa, nu mi-ar plăcea deloc, s-ar vedea pe cameră. Și nu ar fi un plus pentru imaginea mea, pentru că oamenii ar zice pe bune... S-ar vedea nervos. De ce a venit ăsta aici? Așa ar zice lumea. Bă, de ce a venit ăsta aici? Că e clar că lui nu-i place, e clar că nu-i locul lui aici. Bă, emisiunea e foarte tare, adică nu mă înțelegeți greșit. Să stau la televizor, să o urmăresc, sunt convins că mi-ar plăcea maxim. Lasă să mă duc acolo. Te-ai îndoit până acum de alegerile tale în viața personală? Nu. Minți? Niciodată? Minți, nenorocito! Păi, vaga, stai. Adică zice vreodată. Sigur odată ai avut o îndoială. Da, exact. Mă gândeam că, inițial m-am gândit dacă te referi așa la relații la băieți, unde da. Unde da ce? Ai avut îndoieli? Am avut îndoieli, da, că fac alegeri un pic ciudate. Și după aia m-am gândit legat de viața mea așa și deciziile mele generale și cum am ajuns aici. Nu mă îndoiesc că am greșit. Dar la capitolul relații, spre exemplu, da. Poate am făcut alegeri... Nu, sigur am făcut alegeri ciudate. Crezi că ești copilul preferat din familia ta? Da. Este sincer. Știu sigur că sunt copilul preferat din... Scuze, sora mea care probabil se uită, dar sunt 100% copilul preferat. De ce crezi, mă, că ești preferată? De ce știu că-s preferată? Păi dacă te duci la mine acasă, sunt tablouri cu mine în toată casa. Bine, am și făcut mai multe poze, dar sunt tablouri cu mine în toată casa. Îi sun pe ei mei mai des, vorbesc cu ei, sunt mai conectată. Mă consider cea mai bună prietena ta? Da. Printre cele mai bune. Mai am o prietenă care e cea mai bună. Nu că sunt diferite, sunt diferite. Amândouă sunt prietene foarte bune și deci cred nu că... există în casa mea locul 1 și 2. Nu există, nu. Este Diana cea mai bună prietena ta? Nu. Ai și sinceră, deci wow! Nu știe nici ea care e cea mai bună prietenă. Exact, pentru că sunt amândouă. Ești rea de gură? Nu. Minți! Cred că tu știai că minte înainte să... Logic! Nici nu mă așteptam să zic că nu! Stai, ce înseamnă rea de gură? Ce înseamnă pentru tine? De pentru mine nu? Înseamnă să fiu impulsivă, la modul în care să zic niște chestii impulsiv pe care nu și le cred neapărat. Și nu ești! Nu mai sunt așa nu de rău. Nu mai sunt așa de rău. Deci, okay. Tu crezi că sunt rea de gură? Da. Ok. Ai vrea să fii mai celebră decât ești? Da. Este sinceră. Aș vrea să fiu în filme și pe panouri și în reclame și... Dacă ai ceva pe suflet, sunt prima persoană cu care vorbești? Nu. Sincer. Cred că e mama prima persoană cu care vorbesc sau sora mea. Când am ceva așa chiar apăsător, cred că sora mea e aia pe care o sun. De prima. Înțeles. Bine, te iert. Regreți vreo prietenie din trecut? Nu. Este sincer. Nu regret, adică ce a fost a fost, nu s-a întâmplat nimic negativ niciodată în relațiile mele de prietenie, așa că... Există vreo persoană pe care nu o poți ierta? Nu. Nimeni? Nu-mi vine nimeni în minte. E ceva aici, e adică, ceva? Uite aici, ultima asta, e o, mamă, e o chestie Shelley, aici. Tu deja ești expert, tu deja știi tot după câte de-astea ai făcut. Deja mă antrenez aici cu Octavian să facem la dublu. Ai obiceiuri rușinoase despre care nu vrei să afle lume? Nu. Minți? Gen ce? Știu că am zis, mă, câtă sinceritate. Și după aia am început, minciună. Păi nu știu, păi gen stai, ce? Păi stai, la alea importante am fost sinceră. Păi depinde ce consider tu că e rușinos. Păi nu cred că e nimic rușinos. Că am secrete sau că nu vorbesc despre tot ce fac. Ok, dar eu nu știu, nu, nu, nu le percep ca rușinos. Obicei rușinos. Wow, ce întrebare ciudată. Nu știu, la fel nu știu conștient. Adică așa să mă gândesc. Dacă zic nu știu conștient, mă crezi că sunt sinceră? Păi, nu, cu testul tău? Nu știu, nu e un răspuns acceptat. Urmează întrebarea.
Roșie. Roșie. Consider că am meritat să câștigăm America Express? Da. În primul rând, felicitări. Congrats. Congrats și pentru prestație. Ai presărat peste adevăruri și niște minciuni, un pic. E omenesc. E omenesc, așa este. E omenesc. Ia să te văd aici. Sunt tare curios dacă o bați pe Laura la sinceritate. Cât are cu nu? Câte are false? Nu știm. Despre. Cine numără minciunile? Hai să vedem. Hai. Ești pregătită, Sânzi? Nu, dar îi dăm. Prima întrebare. Te deranjează că în presă oamenii se referă la tine ca la fosta iubita lui Smiley? Da. Este sinceră. Am pus întrebarea asta că știu. Pentru că au trecut câți ani? Mulți, rău de tot. 12? Mai mult. Foarte mult, da, încât să mai conteze chestia asta. Regreți că ai fost cu mine în America Express? Nu. Este sincer. Păi atâta timp cât ați câștigat, adică... Sincer! Și dacă nu câștigam, nu regretam nicio secundă că am fost cu ea, pentru că în momentul în care am ajuns acolo, mi-am dat seama că Laura a fost cea mai bună opțiune pentru America Express. Ai încredere completă în mine? Nu. Este sincer. Mersi! De ce? Pentru că au mai fost situații... O situație. De viață. Una. E suficient. În care poate m-am îndoit de... A fost o situație, pot să vă și zic. Te rog să ne spui. S-a întâmplat ca Sânziana, acum mulți ani, să se sărute cu un prieten comun de-al nostru, iar eu, îmbătată fiind la o petrecere, să fi zis într-un cerc de 4-5 oameni cum a fost sărutul Sânziana sau ceva de genul. Așa a fost sau face scare down la problema? Așa a fost? Așa a fost, da. Și ea a fost de atunci că tu mereu te îmbeți și zici. Și am zis, băi, care mereu? Stai, despre ce vorbești? Că am zis odată o chestie și nu știam că e secret. Se pare senzațional cum e cu construcția încrederii la femei. Voi vă știți de 7 ani, odată s-a întâmplat ceva și nu aveți încredere totală. În vreme ce noi băieții, efectiv, dacă suntem în fața unui tir, pe drum și noi nu vedem în depășire și tirul ăla îți dă semnal că poți să depășești, efectiv tu ai încredere oarbă într-un șofer de tir care e un străin complementar și e da, frate, merge și tu zici, da, merge, mulțumesc frumos și te bagi în blind. Femeile oricum sunt mult mai suspicioase prin construcție. Cred că la o chestie de genul ăsta, adică ar avea încredere cu viața ei, dar n-ar avea încredere să-mi zică că a sărutat pe cineva. Asta e spicy, îmi place. Ai fost vreodată geloasă pe scenele sexy ale iubitului tău? Da. Este sincer. Pentru că iubitul ei joacă într-un serial și are scene sexy fierbinți cu alte domnișoare. Cât de sexy? Adică se duce în ce zonă? Adică au scene de... Săruturi? A, mult mai decât săruturi. Direct. Am înțeles. Pe direct. Și nu e greu? Adică, bine... Nu mă uit. Nu te uiți. Nu mă uit. Și mai trimit oamenii. Mamă, dar cum? Eu n-aș putea. Nici eu. Da, dar eu am intrat în relația asta el actor fiind. Corect, atunci ați asum din start niște lucruri. Adică, da, e, nu mai poți să vii după aia să zici, păi să vezi, m-am răzgândit. Ai vrut vreodată să te căsătorești? Nu. Nici nu am apucat să termin. Este sincer. Da, nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar în rochie albă. Nu mi-am dorit treaba asta. Mi se pare o convenție care nu mi se potrivește. Iar atunci, oricât ar fi de frumoasă o relație sau de... Adică sau aș face de multe... dragul celuilalt. Ok. Aș face-o de dragul celuilalt dacă lui i-ar aduce, nu știu, o liniște sau poate... Bucurie. O bucurie să existe legământul ăsta între noi, dar eu pentru mine nu. Vrei copii? Da. Este sincer. Nu știam dacă se cred pe cuvânt sau nu. Dacă toți suntem aici, am zis să... Nu era întrebarea, nu, tata, a fost freestyle. Ai regretat vreodată o campanie pe care ai făcut-o? Da. Sincer? Dacă ne poți împărtăși, bineînțeles, mai multe detalii. Dar nu, dar sunt mai multe pe care le-am regretat. Nu e doar una. Au Ce fost... te face să regreți o campanie? Clientul. Adică, se întâmplă să încep o campanie cu un client care îmi place sau mă entuziasmează colaborarea cu... el și pe parcursul campaniei să schimbe atât de mult regulile, trebuie să faci aia, vreau să faci aia, vreau să nu știu ce, se poate să mai adaugi și nu știu ce și asta mă face să regret că am acceptat din start. Ai vreo echipă de la America Express care nu-ți place? Da. Sincer. Cu care să încep? Până un top 3, nu știu. Real, n-am nimic cu nimeni, e un show și toată lumea așa okay, are... Ok, da, hai să așa, lăsăm ce iar o parte. Cred că de Iulia și de Mike îmi place cel mai puțin.
nu-ți place. Ce fain, îmi place cel mai puțin. Adică mie de toți îmi place, dar unii mai mulți, de alții mai puțin. Nu-mi place de ei doi. Nu pot să-i supor, nu pot să-i înghit. E așa... No, nu, e departe, nu. Glumesc. Doar nu-mi place. Mă consider cea mai bună prietenă a ta? Nu. Este sincer. Mă gândesc dacă, răspunsul tău a fost cumva influențat de răspunsul ei? Nu. Te-ai gândit vreodată să încetăm prietenia? Nu. Este sincer. Nici atunci când a fost ea, abeția a spus de tine că te-ai sărutat cu un băiat? Nu, nu. Niciodată n-am avut... am avut momente mai multe în care m-am supărat pe ea sau am înjurat-o în capul meu. Dar nu m-am gândit niciodată, din momentul ăsta e pa Laura pentru mine. Cea mai mare supărare pe care ți-a provocat-o Laura? Cred că are mai multe din ce filtrează acum. Mai e, da. Cea mai mare? Stai să văd. Nu-mi vine în cap una care să mă bâzâie așa sau să, pe care să o ții minte, ceea ce e bine. Cea mai mare supărare pe care crezi că tu i-ai provocat-o ei? Da, chiar nu cred. În afară că s-a supărat atunci că am zis de tipul ăsta, chiar nu cred că te-ai supărat vreodată. În America Express te-ai supărat că n-am mâncat eu un vierme. Dar, sincer, îi ziceam, sunt Ziana, suntem prieteni și te superi pe mine că n-am mâncat o larvă care făcea așa, sunt la mine și făcea așa și i-am mâncat ea pe amândoi și s-a supărat pe mine că n-am anunțat-o că nu i-am mâncat ea pe amândoi după ce pe al tău l-am mâncat de pe jos împrăștiat cu mațe și cu noroi. Dar adică... tot de ea, nu eu l-am dat. De ce nu vrei să mergi în America Express? Chiar nu înțeleg, e senzațional. Ea l-a dat, nu l-am dat eu pe jos. Eu l-am luat din bolul ăla, am avut intenția să-l mănânc și în momentul ăla am zis, Doamne, nu pot, dar nu pot, efectiv, mi s-a început inima să-mi bate tare și am zis, nu pot, era o larvă așa de grasă și făcea așa, se uita la tine și se mișca. Și am zis, nu pot fac asta și ea l-a luat în gură. Deci l-a mâncat pe primul, pe al doilea l-a luat, i-a mușcat capul, s-a prășteat așa în gură, l-a aruncat pe jos, s-a spart pe jos. M-a speriat. S-a speriat că el se mișca și l-a luat după aia, aveam penalizare jumătate de oră dacă nu-l mâncam și l-a luat de pe jos din noroi și l-a mâncat. Și ce gust? Și ea s-a supărat? Nu știu, că l-am înghițit instant. N-am vrut să... Era specialitate în Ecuador și ea s-a supărat că n-am anunțat-o că nu pot să-l mănânc, dar eu i-am zis, eu nu știam că nu pot să-l mănânc, eu am vrut să încerc. Ai spune că te inspir? Da. Sincer. Din ce punct de vedere te inspiră? Experiența asta? Pe glume, asta? Pe umor, sau pe motivație, pe... Pe mindset. Pe mindset. Pe mindset, da. În experiența asta în America Express, cred că dacă plecam, adică dacă îmi puneai întrebarea asta înainte să plecăm, nu știam să răspund clar. Dar acum, mi se pare că Laura are un mindset de războinic, de luptător și supraviețuitor în orice condiții. Și mi se pare că nu există situație din care ea să nu știe să iasă. Wow! Mulțumesc! Ai vreun regret care te apasă legat de fostele relații? Nu. Sincer. Fai, deci n-am mințit deloc? La dracu. Da, da. Okay. E boring, nu? Nu, dar mi se pare wow. Ești 100% fericită cu felul în care arăți? Nu. Sincer. Pască. Pentru că nu merg la sală, pentru că știu că pot să mă îngrijesc mai mult, pentru că sunt delăsătoare. Mai am doar două întrebări, deci este ocazia ta să minți, Ziana. Te-ai gândit vreodată să renunți la ceea ce faci? Nu. Sincer. Băi, nene, băi. Băi, dar a fost cineva vreodată sincer la toate întrebările? Nu, cred că toată lumea a avut cel puțin o minciună, cred. Aolă, Doamne, acum ai presiunea pe ultima deci întrebare. Deci avem să facem un clasament în... Hai să vedem. Păi hai să nu, vedem că o să fii sinceră și gata. Dar poate mai vii tu cu o întrebare freestyle, te gândești la una pe moment. Una tricky. Am un defect care te deranjează? Da. Sincer. Ce? Sincer. Păi ți-am zis că ești jad de gură e una din ele, de exemplu. Mai sunt. Am una. La care poate... Deci una, deci acum e șansa ta, Laura, să nu... Deci ăsta e un fel de Gordon Buzz, da? La testul poligraf. N-am mințit la nicio întrebare. Nu există niciun concurent care să... Mă, concurent. Niciun în invitat. În istoria emisiunii? În istoria acestei emisiuni. Vai, toată nu-mi strica, te rog, nu-mi strica. Mai e ocazia ta. Hai să ta, lăsăm așa, e ocazia ta să-i furi acest Gordon Buzz. Hai să lăsăm așa. Crezi că Ștefan este cel mai mișto bărbat cu care ai fost vreodată? Vai, da! Sincer. Și Gordon Buzz-uri merge la Sânziana Negru, singura concurentă din istoria acestei emisiuni care nu a mințit la nicio întrebare, sinceritate totală. Cine zicea că fetele mint?
probabil se gândea la Laura. Am mințit cam mult, Laura. Și fraților, ăsta a fost și episodul nostru. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit. Îi mulțumesc lui Octavian, examinatorul, și invitatelor mele pe care le felicit încă o dată pentru câștigarea America Express. Nu uitați de asemenea că am un canal secundar unde postez 4 videoclipuri pe săptămână și celor care se uită le plac foarte mult. Așa că poate să vă placă și vouă. Dacă încă nu v-ați uitat, abonați-vă și apăsați pe clopoțel și ca întotdeauna. Dar deoarece acest episod e aproape filmat, v-aș ruga să dați un mare pum butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că ne ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Și dacă mă mințiți că vă plac episoadele mele, pun pe Octavian, pe voi, da? Deci vă rog, când dați like, să fiți și sinceri. V-am pupat! Pa!